Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit la un vișne elită. Vă invit să discutăm despre episodul Bonetti, despre episodul demiterii lui Bonetti și despre minciuna, sau știu, nu știu, bagiocura la care am fost noi supuși ca suporteri atunci când ni s-a spus că în presă că Dinamo negociază cu Rednic și de fapt ne-a zăbăleanul ăla. Ne-a contrazis total spunând că e vorba doar de discuție în principiu. Noi am spus că asta, discuția în principiu, se face sau ar trebui asimilată cu expresia la mișto. Deci s-a discutat cu Reding la mișto pentru a ne închide nouă gura la fani, pentru că îl cere mereu și ne întrebăm de ce oare Mircea Reding nu este lângă echipă, nu este la comanda lui Dinamo care se află în derivă. De ce oare? Ei aruncă tot timpul, asta e și eu vina lui Mircea Rednic, pentru că ei aruncă tot timpul pe Rednic, că Rednic nu vrea, că cere nu știu cât, că face, că trece. Doamne, în primul rând, Mircea Rednic, vă dați seama că n-ar mai lucra cu Negoiță, asta e clar. Și dacă Negoiță e în continuare acolo tartorul dracilor și face el și desface, automat nici Mircea Rednic nu vrea să mai participe la jocul ăsta, să mai intre în coră cu astfel de personaje. Și nu lași și învinovății. Și până acum, dacă a stat deoparte, pentru faptul ăsta a stat deoparte, că nu a fost sunat, nu i-a fost propus și dacă i-ar fi fost propus, vă dați seama că el știind ce se întâmplă acolo, el n-ar fi acceptat. Deci ăsta este un indicator clar, mai sunt unii căcănari de ăștia din peluză de acolo, plătiți de ăștia sau locotenenții lui Pârliția 3 care fac profit de sute de mii de euro și Dinamo moare. Pârliții aia vin și atacă. Băi, că nu știu ce, că de unde știi tu, că noi facem, că noi trecem, că noi salvăm. Băi, nu salvați niciun căcat, mă. Băi, luați bani, vă îmbogățiți pe spatele lui Dinamo și pe banii la băieții care cotizează. Asta e toată treaba. Încă o dată vreau să fac o delimitare așa clară, să se înțeleagă o dată, pentru deauna. N-am nicio treabă cu cei care cotizează, deci nu mă adresez vouă aici, salvatorilor de, eu știu, salvatorilor de suflet, să spunem, al lui Dinamo. Pentru că voi donați, voi faceți rău lui Dinamo, dar voi nu vă dați seama. Voi sunteți acolo atrași de ideea asta și ați fost prostiți, ați fost păcăliți. Sunteți sepuiți, ca și jucătorii, ca și toți care au fost sepuiți până acum, antrenori și tot și așa mai departe. Dom'le, este grav ceea ce se întâmplă, pentru că voi îi țineți acolo. Faceți un deserviciu lui Dinamo, voi nu vă dați seama, voi vreți să faceți bine, eu vă înțeleg. Eu nu mă adresez vouă aici, eu mă adresez măgarilor ăstora care cu banii voștri împrumută Dinamo și sunt amasa credală acolo, principalii creditori al lui Dinamo, vă dați seama? Și prin ajutorul căreia se fac anumite matrapați lucruri. Dom'le, eu v-am spus încă o chestie și o să vă mai spun încă o dată. Dom'le, nu puteți să fiți părtașii unei țepi. Deci nu aveți cum, nu știu, voi suporterii Dinamo Vișne reprezentați și pe noi, ăștia care cotizați acolo. Voi ieșiți în față acum, preța vă bagă în seamă. Mamă, că ăștia sunt salvatori, ăștia fac drept, nu știu ce. Dacă n-ar fi fost ei, nu s-ar fi făcut nu știu ce, dacă nu știu cum. Dom'le, vă spun clar ce faceți acolo, îi țineți pe ăștia acolo. Dacă ei nu ar mai primi bani și n-ar avea bani, e posibil ca Dinamo să, eu știu, să întâmpine alte probleme care, pe care le-a întâmpinat. Chiar și cu banii voștri, da? Dar într-un final să trebuiască să fie rezolvate problemele astea de către cei care trag acolo foloasele. Cei care trag foloasele, nu ponoasele, înțelegeți? Deci ei ar trebui să bage mâna în buzunar și să rezolve aceste probleme care sunt de, eu știu, domeniul ridicolului. Să n-ai bucătar, să nu poți să plătești, să țepuiești medicul, să țepuiești pe ăla, să țepuiești pe ăla. Problema este că vă trage pe voi. Deci voi sunteți asimilați acolo că ați condus clubul. Deci voi suporteri din Amoviș care ne reprezentați și pe noi. Chiar dacă noi nu suntem de acord, că asta nu ne înțelegem deloc. Noi nu suntem de acord cu cotizarea pentru simplu fapt, nu pentru că suntem zgârciți, nu pentru că nu știu, n-am vrea să ajutăm Dinamo, dar pentru simplu fapt că acolo la Dinamo trebuie să se facă o delimitare, să se arunce căpușile alea de acolo, suporteria care au stat braț la braț cu Negoiță de atâția ani și care au făcut profit de milioane și au luat case și au luat mașini și așa mai departe și alte căpuși care mai trăiesc acolo de le dă ăștia câte un milion, două și sunt și ei acolo lipiți, acolo, ispă acolo și voia la bătaie,
vă dă foc la mașini, vă taie cauciucuri și alte matrapați locuri. Că vă e frică la toți să dați un like la o postare sau să distribuiți o postare. Am văzut că aveți morcov în curde, n-am mai pomenit așa ceva. Dom'le, făceți-le plângeri penale, dom'le, când vă amenință, când vă atacă, când vă asta. Făceți-le plângeri penale, dom'le, nu mai stați, dom'le, și vă uitați. Asta e boala românului, că dom'le, nu pot să fac nimic, oricum, nu putem să facem nimic. Cum nu putem vrea să faci nimic dacă nu faci nimic faptic? Tu doar din gură dai bla 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 și stai acolo la tine în sfragerie și nu știu ce. N-ai să faci nimic niciodată. Ori faci ceva de mersuri legale și dacă nu se rezolvă de mersuri legale, o iei pe partea străzii, ori dacă nu mai faci nimic, așa tași dracu din gură și înghiți. Și nu mai comentezi. Asta ești, o slugă și la revedere. Bine, cam asta e problema și cu noi. Și eu nu știu, eu v-am atras atenția și v-am bătut obrazul cu toate materialele, toate materialele astea care am făcut în ultima perioadă. Dom'le, eu sunt oripilat, eu nu pot să consider că voi sunteți de acord cu așa ceva, m-am întrebat pe toate mediile. Nu au făcut decât unii niște măgari de ăștia puși de peluză să intri și să mă facă toate felurile. Că eu nu știu cum, că fac, vă arăt drumul anglii din mașină și nu știu ce. Băi, boule, ca să știi, că poate te mai uiți așa. Eu filmez în timp ce mă deplasez către casă, în timp ce merg la cumpărături, în timp fac timp așa. Când am timp, mai fac câte un material, pentru că nu avem timp. Nu suntem tăietori de frunză de la câini ca voi. Noi nu suntem de ăștia care nu avem servicii, noi alergăm, muncim, avem familii, ne ducem încolo. Voi sunteți de pierde vară care nu trăiți decât din căcaturile astea, din țepuială și din păcăleală. Asta faceți, din pe urma lui Dinamo. Dacă Dinamo s-ar închide mâine, ați muri toți ca niște șobolani. Asta e problema, înțelegeți? Noi nu trăim pe lângă Dinamo, noi trăim pentru Dinamo. Noi trăim pentru Dinamo și cu Dinamo în suflet. Asta e altă treabă, dar voi trăiți să mâncați acolo, să mâncați o pâine. Nu mai e suporteria aia, fraților, care noi veneam și cheltuiam bani de acasă și nu știam ce să facem și eu știu, făceam tot felul de matrapaznăguri ca să avem bani de deplasare, să ne ducem încolo, încoace. Ne urcam în tren și de ani și de 10 ori până ajungem la București, din tren. Ce să... Hai să mai spunem niște lucruri așa. Nu mai sunt lucrurile alea, se făcea chetă, făceam, plecam 5-6 și unul să ce n-avea sau doi n-aveau, îi luam, așa, făceam, restul puneam bani, săptămâna următoare puneau ăia la alții care aveau și tot așa. Nu mai e frăție, nu mai e armonie, nu mai e dinamoviz, gata. Acum ți-e și rușine să spui, bă, fanii dinamoviști, pentru că noi suntem acum asimilați cu ăia de acolo care țepuiesc, înțelegeți? Și eu nu pot să fiu, cred eu că voi ăștia care dați bani sunt de acord cu ce au făcut măgare ăștia în ultima perioadă la Dinamo și ce dezastru și cum v-au interferit și vouă numele, pentru că și numele vostru e acolo în joc. Voi acum, știu, ați băgat bani și sunteți, cum să zic, trebuie să mergeți până la capăt, cum s-a spune, dar voi, fraților, gândiți-vă odată, unii s-au oprit la timp. Uitați-vă la ala, la Căcăianu din Buzău, sau de unde e băiatul ăla. Dom'le, omul și-a dat seama, a început să spună, dar a zis că i-a închis gura, n-a mai apărut, nu mai a fost vocal acea în ultima perioadă. I-a închis gura și lui. Păi l-a amenințat, pentru că așa fac ăștia, te amenință, sună, nu știu ce. Și vă dați seama că fiecare avem familie, avem asta, nu ne riscăm acum să pățim cine știe ce. Din cauza la niște pierde vara, niște nenorociți care vagabonzi de crimă organizată, membrii ai unei găci criminale care fac și desfac la Dinamo. Dom'le, asta este problema care ar trebui să vă supere cel mai tare. Cum adică să fie țepuit Bonetti și să fie țepuit și Bonetti și să apară grasul ăla, umflatul ăla și să ne spună nouă că Bonetti lipsește nejustificat de la servicii. Adică Bonetti e neplătit, da? Și ei vor ca Bonetti să semneze rezilierea contractului. Cum adică bre să semneze ăla? Cum adică bre după ce v-ați bătut joc de el în halul ăsta? Cum adică? Păi, în primul rând, acum eu vă întreb ceva. Voi sunteți acolo fanii și voi ar trebui să decideți acolo. Cum adică să fie Bonetti dat afară? Pentru ce să fie dat afară? Adică, ce mă, vrei să fii vreun... Ce savant vrei să fii? Trebuie să fii vreun savant, vreun matematician, vreun prezicător, ca să dai seama că o să ne bată stâna de o să ne sare bășinii din cap? Ce sperați voi de la căcatul ăsta de meci? Ce vreați voi să se întâmple? V-au scos ăștia, v-au dat pe la nas cu Torgi și cu Matei și gata, a zis că o să întoarcem acum munții în loc. Dom'le, aceste transferuri te ajută să supraviețuiești în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Dar nu te ajută să bați tu rivalele și să faci tu circărie și așa mai departe, să bați tu echipe unde s-a investit zeci de milioane. Deci n-ai cum să faci așa ceva. Gândiți-vă și voi, fiți puțin logici. Stâna au echipa de omogenă de 2 ani, mi se pare. De 2 sau de 3 ani, n-am mai mișcat nimic de acolo. Ce au pierdut? L-au pierdut pe ăla, pe Moruțan și pe Denisman, ce i-au vândut pe ea, la produs.
Dar în rest, n-au pierdut niciun jucător. Ei se bazează pe jucătorii care sunt aici la echipă de 3 ani, 2-3 ani, cel puțin. Deci e cel puțin al doilea sezon la care sunt. Și vă spun eu că la lotul care l-au ei și ce condiții au și asta, e puțin pentru ceea ce pot să facă. Ce ar trebui să poată să facă. Dar acum și-au luat antrenor și nasol. Vă spun eu, să vedeți că și-au luat antrenor, chiar dacă n-au rezultate acum și câștigă numai din penalti și nu știu ce, o să aibă rezultate la un moment dat. Până nu poți să te iei la trântă cu ăștia, asta vreau să-ți explic, să vă explic. Că sunt FCSB-ul și trebuie să-i batem, dar nu așa, îi batem de unde? Din avânt, din avântul inimii. N-ai cum să-i bați cu valoare, să-i bați cu pregătire, cu performanță, cu alea, așa poți să bați rivalii, nu să-i bați așa cum să-i bați. Ăștia au și arbitri, au și asta de partea lor, ce poți să le faci tu? Ați văzut ce le-a făcut? Pac, pac și gata, s-a terminat. Au fost 25 de minute echilibrate acolo, până la golul Cheșeru. Hai să fim serioși. Până la golul la Cheșeru, care a fost marcat dintr-o lovitură liberă inexistentă acolo, inexistentă, nu a fost niciun fault acolo, n-a fost nimic, și apoi eliminarea lui Filip ca să se asigure că rămâne așa, că nu se întâmplă vreo prostie. Deci arbitru a vrut să fie sigur că o rezolvă. Asta este, asta s-a întâmplat. Gata, pa, 6-0, nu știu ce, și noi sărim pe Bonetti. Sare un flat ăla și îl dă pe Bonetti afară el. Nu a dat el afară, vă dați seama. Pe Bonetti l-a dat afară în egoiță sau Badea l-a dat afară. Dar l-ai adus într-un moment în care nu vrea nimeni să vină. L-ai păcălit pe suporterii că vine Bonetti, că nu știu ce, la la la. Bonetti a făcut mai mult decât trebuia. Deci din amă nu trebuia să aibă niciun punct. La ce lot avea și ce asta nu trebuia să aibă niciun punct. Vă dați seama? Deci niciun punct nu trebuia să avem. Și totuși a obținut două victorii. Cum necum, că a fost Orescu în zile de grație, că a dat șuturile alea extraordinare, că nu știu ce. Cum necum a fost. Și apoi să ne gândim că Orescu plânge la orice conferință de presă, că nu i s-a dat banii. Bine, voi nu v-ați săturat să fiți, cum să zic, țapii spășitori sau să fiți arătați, că să fim arătați noi. Pentru că mie mi-e rușine acum că sunt câine, că sunt suporteri din Aovism, pentru simplu fapt că numele meu de suporter este asimilat cu al țeparilor ăstora, care au țepuit jucătorii, s-au folosit de ei. I-a chemat pe ăștia, băi, veniți încoace să ne salvați, a venit Albentosa, a jucat și a plecat după 3 luni cu cani de picioare fără niciun ban. Și ăștia l-au cântat în presă că nu știu câți bani a vrut el și nu știu ce și nu se poate ține și la la la. După care când au văzut că e groasă și au intrat în căcat, au zis să-l aduce pe Albentosa înapoi. Cum să-l aduci tu pe Albentosa înapoi când ăla nu mai vrea să audă de voi niciodată? Cum să mai ne uităm noi în ochii lui Pulis, care eu vorbeam cu Pulis săptămânal, ce să-i mai zic eu lui Pulis acum? Ce să zic? Băi, m-ați țepuit. Eu i-am spus lui Pulis, băi, frate, băi, Ante, o să fii țepuit. I-am spus că o să fie scam. I-am spus, băi, ăștia te bagă echipa în insolvență și nu vă plătesc niciun ban. Și omul mi-a zis, băi, sunt restanțe, dar eu am așa feeling-ul că se vor plăti. Și uite că a fost țepuit. Și cum se gândește omul ăla la noi? Hm? Cum să fim noi să ne gândim noi suporterii că noi suntem asimilați cu ăia, cu țeparea care a țepuit pe ăștia și noi acum totul se face numele nostru, că suporterii condu la Dinamo, nu Negoiță, nu nimeni, că ăștia s-au... Eu m-am retras, îmi pare bine că nu mai sunt, ăla Badea, nu, domnule, n-am niciun amestec, nimeni n-are niciun amestec, dar cine dracu conduce acolo, mă? Cu cine negociază jucătorii? Cine dă aprobarea la jucători? Să... Că Eftimescu ăla nu mai e, hm? Cine, mă? Probabil Ionica Pupăză sau cu Denis Todea, care sunt și ei membri acolo la agenția asta de cotizanți, la Caritas ăsta. Probabil ei iau măsurile astea, nu? Am să fim serioși, ce dracu, sau Nichi Ghiță, o zice, sau doamna Mariana, nu? Să zică, da, domne, dau acceptul să vină cu tare, să vină Andrei Pinto, să vină nu știu care, să... Dom'le, hai să fim serioși și acum să ne gândim. Nu se poate și faci... Nu puteți să fiți așa de credunși de... cu vomani, ca să înghițiți așa ceva. Deci, băi, să ajungem să fim noi băgați în față și ei să stea în spate și să conducă și pe banii noștri, băi, frate, asta e o prostie mare de tot, care voi o înghițiți, mă, o înghițiți și ne faceți de căcat și pe noi. Și nu că ne faceți de căcat, dar ne faceți numele varză, v-am spus. Demnitatea ne faceți varză, pentru că voi acum sunteți considerați răspunzători de demiterea lui Bonetti, adică l-ați adus pe Bonetti, când erați încăcați și nu vrea nimeni să vină și ușurii, ați început sezonul chipurile cu restricții, cu nu știu ce, cu căcat, că a făcut Lopez, nu știu ce, plângere, că a făcut nu știu ce. Nimeni nu știe dacă a fost real, dacă n-a fost real.
s-a creat o problemă pentru a mai strânge câțiva gușteri acolo, câțiva mușterii care să dea bani. Asta e adevărul, asta este realitatea. Se creează probleme, bă, câinilor, nu s-a terminat, avem nevoie totuși să te mumbelea. Păi ce mai ai tu, bă, nevoie când tu dai băbunite afară fără să întrebi pe nimic? Să întrebi pe nimeni nimic. Când vă întreba pe voi de când, pe cine să pune antrenor, atunci să mai dați bani, mă. Bă, ascultați-mă ce vă spun eu, nu mai fiți proști, nu mai puneți botul. Eu nu vreau să vă jignesc și nu vreau ca să intru în polemici cu nimeni. Băi, frate, dar nu poți să fii așa, n-ai cum să fii așa. N-ai cum să crezi lucrurile astea. N-ai cum să continui în prostie când vezi toate lucrurile și ți se arată adevărul pe față. Deci, băi, frate, mai mult de atât ce vrei? Nici Arenic este liber de contract? Nu are niciun contract și ar vrea să vină la Dinamo. Chiar a fost chemat la echipul o negociere și a văzut, a fost fotografiat, că a discutat, s-a dus la Nicu Badea și au vorbit și nu știu ce. Dom'le, au vorbit, da? Dar au vorbit cum? În principiu, cică, zice ăla. Slugoi ăla care îi plăti mai mult decât un antrenor. Adică antrenorul Bonetti are 6.000 și Zăbală ăla are 8.000 sau 10.000 pe lună. Haideți, băi, fraților, terminați cu circăria. Adică i-a adus pe ăștia pe Mureșan și pe Zăbăleanul ăla ca să ce? Să ne scoată nouă ochii. Băi, Mureșan e profesionist, bă, nu. Stai că dacă se face treabă. Ce profesionist e Mureșan? Ce a făcut Mureșan? Pe unde a fost el? Hai să ne uităm ce a făcut el. La Cluj era glugă de cocine acolo, făceau ăștia echipa, copilul și cu ea și el era martor. Înțelegeți? El era un administrator ăsta, a ajutat șef acolo, la deplasări, la nu știu ce, mai făcea niște gârtii. Asta e. Un fel de team, nu știu cum, cum era Ionel Dăncilescu. Acum ce că alta intoxicație în presă, că Rednic ar vrea, dar dacă nu, dacă vine și Dăncilescu sau ar fi dispus Rednic să treacă peste episodul cu Mureșan care a demis. Nu, în fotbal nu este așa ceva, mai ales când e vorba de Dinamo. Rednic, dacă ar veni în coace, le-ar închide gura la toți, dar Rednic ar veni doar dacă, eu știu, ar avea certitudinea că nu mai e implicat Negoiț acolo și că nu va veni ăla să-l demită sau să pățească ce a pățit, pentru că va păți la fel. Ce a pățit Bonetti, te poate să plătească și Rednic dacă vine. Credeți că Rednic e prost să o ia a treia oară? Haideți, mă, fraților, lăsați-o dreapă. Veniți-vă și voi. Mulți intră acolo, bă, ce a făcut Curiu, că nu știu ce, că nu eram încredere în el, că... Dar cine pisici aveți voi încredere, mă? Adică ăsta e antrenor de ăsta de top class care știe că face o echipă, are școala lui Lucescu, măi, fraților. Deci e antrenor de ăsta care a fost acolo, pe lângă ei, pe lângă băieții ăștia care știu. Și îmi spui tu mie că ăsta nu știe să facă echipe, nu știe să construiască. Plus că are o putere de a transfera jucători și are și bani. Hai să fim serioși, deci nu chiță el că nu-i dă așa 6.000, 5.000, nu știu ce. Rednic ar antrena și gratis dacă ar fi lăsat să facă ce vrea el acolo la echipă și el și-ar lua banii din alte lucruri, din vânzare de jucători, din asta, ar avea niște comisioane acolo și nu l-ar interesa pe el de salariu care îl ia de la Dinamo. Dar asta este altă poveste, că ăștia încep, stai Samsar, prea nu știu ce, dar ăștia care vă ia banii și împrumută Dinamo, nu sunt Samsar, mă, ce sunt ăștia? Iar voi ce căcați sunteți? Că dacă îi ajutați pe ăștia să țin echipă cu ei, asta vreau să spun. Deci spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Vă dați seama, e o vorbă românească din popor. Acum nu vreau să vă fac pe toți să vă arăt cu degetul, că mulți nu sunteți de acord și sunteți oameni de calitate. Măi, frate, dacă vă că insistați așa în gândirea asta, nu știu, acum eu nu vreau să vă întorc din drum, faceți ce vreți voi. Mă, dar gândiți-vă și voi, mă, nu puteți, mă, să fiți așa de copaci ca să ne faceți pe noi părtași la țepuia la jucătorul și antrenorilor și tot ce vine la Dinamo e țepuit. Nu se poate, prietești, te rogi de Bonetti în genunchi să vină și nu știu ce, și vine Bonetti și se frutură pe la urechile suporterilor. Bă, a venit Bonetti, gata, nu știu ce, face Dario, care minunea de la Liberă, nu știu ce, face, drege. Nu, ți-l iubesc pe Bonetti. Dom'le, eu am spus clar, la venirea lui, am spus, dom'le, antrenorul de nota 7, nu e un antrenor de top class. La Dinamo trebuie să vină un antrenor de top class, asta vrem și asta trebuie să fie. Dar de la trebuie să fie la a fi, am văzut că e distanță mare. E distanță de niște cămătari, niște falși investitori, niște circari care fac acolo tot felul de scenarii numai să tragă bani de la voi, să se puiască. Dom'le, ei au trecut de la, înțelegeți și voi că au trecut de la levelul ăla, când au țepuit pe Becali. Aia și ăla a fost antrenor, ăla a fost antrenament, mă scuzați. Deci ăla a fost antrenament pentru ei, înțelegeți? Au investit, vă dați seama că acolo cineva a băgat bani ca să țepuiască pe Becali. Că au fost ceva cu cașcaval acolo, nu... S-a făcut pac, pac, țap, țap și i-a dat-o. Și
Pe banii cui? Adică cum? Niște bani au venit de undeva, de unde au venit? De la ăștia care i-a pus. Și cine i-a antrenat? Și acum spune, băi, v-ați făcut antrenamentul, ia-ți pui pe ea. Hai mă, să ți pui și pe ăștia, nu? Îi ți pui pe mai mulți acum, că mergi, hai, că trebuie, hei, rup, hai să salvăm. Și vă ia banii, măi, nene, și nu e vorba că vă ia banii vouă, că prea puțin mă interesează că rămâneți voi fără bani sau ce faceți sau nu știu ce. Dacă i-ați dat, înseamnă că i-aveți. Și cam asta e, nu vă pare rău de ei. Dar problema este că nu ajung la Dinamo sau ajung la Dinamo în interesul altora. Înțelegeți că s-a fluturat, că băi, s-a plătit alea, s-a făcut alea. Sau... Băi, nene, eu vă mai explic încă o dată cum se treaba cu datul banilor. Treaba cu datul banilor e așa. Asociația trebuie să strângă bani, da? Și apoi să se discute la vârf cu președintele clubului sau cu cine-i patronul acolo, cine-i investitorul și asta și cine e. Negoiță deține pachetul majoritar, da? Sau dacă nu, este acum Badea delegat și văd că se agită Badea acolo, bun, discuți cu Badea. Și ce discuți cu el? Discuți clar despre ceea ce se întâmplă la Dinamo. Dom'le, ce nevoie aveți de bani? Păi avem nevoie de aia, de aia, de aia. Bun, uite, avem și noi un plan de... Păi tu ca și suporter care vii cu milioane. Păi tu vii cu un plan, mă. Vii cu un plan. Băi, uite, avem un plan de refacere a echipei. Nu intrăm în insolvență. Facem aia. Sau, intrăm în insolvență, dar facem așa. Plătim pe jucători, îl păstrăm pe Pulici, îl păstrăm pe Nemeț. Nu se poate, mă, să faceți țeapa asta așa. Adică ne uităm mai la bani și acum ne pare rău după Nemeț, băi. Murim după Nemeț. Dar numai că murim, da, îi băgăm pe ea în play-off, pe voluntari, vă dați seama. Noi îi băgăm pe play-off, pe voluntari în play-off și noi vai de capul nostru, nu avem vârf. L-am luat pe ăla, pe Mirko Ivanovski, el nici n-a atins mingea în FCSB. Înțelegeți? Ce facem? Jucăm cu torge, vârf de atac. Voi vă dați seama, ăla de piticul nostru la care e aripă și care la 1,50 m joacă vârf de atac. În loc să-l avem pe uriașul Nemeț acolo, să dea cu capul, să rupă fundașii acolo. Dom'le, ce dracu vorbim, dom'le, hai să fim serioși. Țepuială la ea acasă, țepuială la ea. Deci asta, faci un plan și spui, băi, nene, eu vreau așa. Facem așa, așa, așa și facem, dacă facem cum spunem noi sau noi spunem așa. Îți dăm bani să plătești nu știu ce datorii luna asta, da, spompăm, dar fii atent aici. Bonetti rămâne până la sfârșitul turului. Indiferent ce rezultate are și ce faceți. Rămâne acolo și vedem ce rezultate are, tragem linie. Ce să faci? Dacă l-aduceai pe Mircea Rednic, da, adică dacă veneai cu o soluție extraordinară care ziceai, bă, am spărenic, deci n-ai cum să comentezi, a zis că n-a fost cu Clau gol atunci. Unii mulți au sărit de cur, bă, și-a bătut joc de Claudiu Niculescu, că nu știu ce, că a antrenat 4 zile. Bă, nene, a venit Rednic, a acceptat Rednic, asta e treaba, e Rednic, bă, nu poți să-l compari. Eu tot respectul pentru Claudiu Niculescu, dar nu are un nume ca antrenor să putem să comparăm cu Mircea Rednic, n-are trofee, n-are echipe salvate, n-are mai multe lucruri care Rednic le-a realizat în cariera de antrenor. Câte echipe a salvat Rednic pun Belgia pe acolo de retrogradare, nici eu nu mai știu. Sau ce performanțe a făcut pe acolo, că n-a luat titlul sau ceva, dar nici n-a avut echipă care să... O echipă la care să fie cu pretenții și cu bani să poată să facă el ce face. Asta e. Și când a fost la Dinamo, ați văzut ce a făcut, ce trup avea, ce parcurs, ce fel a câștigat titlul în fanfar, cu goluri de spectacol, cu alea, participare în cupe europene extraordinar. Hai să fim serioși, să ne amintim ce a făcut Rednic la Dinamo. Ca antrenor, nu mai zic ca jucător că n-are rost, nu mai are rost să mă întorc, că sunt unii puțoi de ăștia care fac bani din Instagram și din căcaturi, care nu știu ce a făcut Rednic la Dinamo sau ce a fost, ce post a jucat. Înțelegeți? Asta este. Și vin și se ia gură în penis cu tine că nu știu ce ai făcut tu și că nu știu ce faci tu și că îi salvează și nu ce fac. Ați înțeles? Ăștia care habar n-au, nici nu știu, se calță cu fesul, nici nu știau dacă Andone a fost la Dinamo sau unde a fost. Haideți să fim serioși acum, dacă suntem sede, dacă nu, luăm pisici. Deci asta nu pot să cred că voi n-aveți, nu sunteți puțin conștienți că acolo trebuie să ai un plan, nene. Trebuie să ai un plan. Și atunci când, cel puțin acum cu țeapa cu Bonetti, că nu vreau să mă îndepărtez prea tare de subiect, țeapa asta cu Bonetti, domnule, trebuie gândită, trebuie văzută așa cum e ea, e o țeapă ordinară. Omul a fost, ați văzut ce a zis, am fost folosit și aruncat. Și pentru asta ați văzut că omul își vrea banii, domnule, nu cred că stă Bonetti în 12.000 de euro, dar nici nu poate să-și bată joc așa niște măgari, niște căcați de el, niște nei ca nimeni, niște țepari, niște cămătari să-și bată joc de el. Să se ne pună pe noi gai, să zică, suport din Dinamo Vici, fac din Dinamo Vici, nu știu ce. Ce e de fapt cu ăla, cu Neamureșan și cu Neazăbal ăla?
ăia, sunt niște interpuși, niște slugoi care au fost aduși acolo ca să-l suplinească pe ăla, pe l-au ținut pe marionetă la pe Eftimescu ăla și ăla s-a prins că e păcălit și nici n-a fost plătit și nici asta, ăștia au venit pe bani grei. Îți băgăm în insolvență, vin ăștia, administrează, îi dă pe ăștia, se ceartă cu jucătorii, nu vă dăm nimic, că e în insolvență, că nu știu ce și gata, au, ia-ți-e puit și voi sunteți acolo, adică ei spun că ne reprezintă pe noi. Și că bordul a negociat cu ăștia, nu Negoiță, nu Badea, nu nimeni. Bordul ce i-a adus pe Mureșan, adică Mureșan ar fi venit când a vorbit cu voi. Cu voia, cu măgaria de acolo care sunt căcănaria. Ăla Mureșan stă să vorbească cu trei lulele, trei surcele. Sau Filip vine să semneze cu Hellas sau cu Trahanache. Hai mă, să fim serioși, bă, ce dracu, băi. Băi, eu am pretenții de la voi, mă, că eu am avut pretenții tot timpul, am spus, bă, din am vis și întotdeauna m-am gândit cu voi și am zis, bă, câinii noștri sunt deosebiți pentru că ei gândesc, frate, e foarte greu să păcălești câinii pentru că din am vis și sunt foarte, foarte informați, foarte inteligenți, sunt mult peste medie față de oile care gravitează în jurul stânei, înțelegeți? Cam asta e treaba, asta am crezut eu, dar deocamdată văd că și voi sunteți o parte din noi, o parte, pentru că noi cei mai numeroși suntem cei care nu cotizăm acolo. Noi suntem ăia care am putea să plinăm balanța în orice secundă. Noi dacă am venit lângă voi acolo, s-ar termina cu toate echipele din România, vă spun eu. Dar n-avem cum să venim lângă voi atâta timp cât voi sunteți partizanii unui grup de bulangii care au înregistrat peluza Cătălin Hârdan și i-au întinat numele, păcălindu-l pe taică-su, pe frasul, mânjindu-i pe aia, hai că-l facem pe ăla micul fotbalist, hai că nu știu ce, băi, totul e cu vânzare, mă. Nu aș putea, mă, să fiu, sincer, acum nu vreau să-l învinovățesc pe tatăl că, da, nu vreau să discut despre asta. Bă, dar n-aș putea să întinez numele copilului meu să-l lase să-l folosească niște bulangii, mă. Credeți-mă că n-aș putea. Și țepari. Adică să văd că ăștia țepuie și ăștia au înregistrat numele și vând canorace, bă, nu știu ce, și fac bani din așa ceva și eu sunt bajul de numele copilului meu să se amintească ăștia de peruza Cătălin Hârdan ca niște țepari, niște bulangii. Pentru că asta sunt, ce dracu să vorbim. Nu ăștia care veniți în peruza acolo și faceți coreografia. Ăștia care dețin. Sunt trei inși care dețin structura asta și dacă vor mâine închide peruza. Și gata, papa, nu mai există și la. Dar nu o să închidă niciodată pentru că le e foame. Acolo se câștigă bani, e un brand deja. Înțelegeți voi cum se treaba? Și eu să fiu tatăl, copilul meu să fie decidat pentru Dinamo acolo, pentru culorile astea în iarbă acolo și eu să-i las pe ăștia să bagiocorească numele lui Fim. Păi mai, nu știu, eu cred că, sincer acum vă spun, Cătălin se zvârcolește mormânt. Nu dați seama. Se zvârcolește în mormânt când peluza Cătălin Hîldan conduce Dinamo care a țepuit o grămadă de jucători, de antrenori și ce a făcut un haos. Dinamo a ajuns o echipă care are 6-50 într-o confruntare pe teren propriu cu FC Botoșani. Băi, fraților, bă, treziți-vă, bă! Bă, treziți-vă, bă! Voi vă dați seama, în prima etapă la fel am avut 4-50 împotriva voluntarilor sau 5, nu știu, o cotă tot așa. Aveau un 60, un 70 ăștia ca să bată. Voluntari la Dinamo. Bă, bine, ce dracu, lăsați-o dracu de treabă. Așa am ajuns, mă. Ăsta e Dinamo care, vă spun, Cătălin se zvârcolește mormânt acolo. Când se gândește că Hellas, Trahanache și cu ăla, cu căcatul ăla, Ankel ăla, sunt, eu știu, beneficiarii numelui lui și se folosesc de numele lui. Înțelegeți? Este incredibil să, nu știu, lăsați-mă să mă crucesc. Deci nu-mi vine să cred când văd chestiile astea. Ce să mai... Cam asta este. Deci cum adică aduci pe Bonetti pentru a te salva sau a accepta un post pe care nu vrea nimeni și după aia când iei bătaia de la FCSB, ceea, nu știu, care era vizibil de pe Marte că vei lua bătaie. Vii tu și faci tu demitere că nu știu ce, dar eu nu ești bun, dar n-a fost, mă... Când a venit și când ați adus în coace, n-a știut că nu e bun? De ce l-ați mai adus pe Dario Bonetti? De ce l-ați spus pe Colceac la începutul sezonului? Hm? Pentru că trebuie să aduceți un fraier acolo ca să mai ridicați puțin în casările. Să mai vină lumea acolo. Hai Dario că nu știu ce, hai că nu știu cum.
Nu le țepuia, asta e incredibilă, vă spun. Acum aici că se așteaptă că toată lumea îl vede pe Bonetti. Bonetti e absent motivat și e, cum se zice, e dușmanul lui Dinamo. Toți ăștia care dă în judecat acum sunt dușmanii lui Dinamo. Păi fraților, oamenii își vor bani. Cum dracu să ajungem în halul ăsta să țepuim oamenii? Cum o să spunem acum că Pulici e dușman, că nu mai vrea, că vrea să-și ia banii înapoi? Sau Nemeț e dușman, că nu mai vrea să fie țepuit să joace pe gratis pentru ăștia, pentru Hanache și Hellas. Și Negoiță și Bade. Cum vine chestia asta? Că nu înțeleg. Îl demitem pe Bonetti. Bonetti e vinovat. El e vinovat de serviciu, că el e antrenorul și că trebuia să facă minuni cu trei lulele, trei surcele. Trebuia să înghită căcatul ăsta. Orice antrenor nu trebuia să înghită așa ceva. Aici, vina lui asta este a lui Bonetti. Vina lui Bonetti este că el a înghițit porcăria asta. Înțelegeți? El nu trebuia să înghită căcatul ăsta cu n-avem jucători, nu știu ce. Înțelegeți că cum e treaba? Cu n-avem dreptul să transferăm, că nu știu ce, că haide să facem acum, că dacă scăpăm acum, nu știu ce, ne ridicăm și când o veni, când s-o ridica interdicția, vom reuși să aducem jucători și echilibrăm lotul și nu știu ce. Bonetti a mușcat-o. Bonetti a zis, băi, aici o să am liniște, s-a discutat niște chestii, gata, o să se respecte. Și a mușcat-o, săracul. Și a venit și a trefelit numele acolo. El nu putea să stea acasă, trebuia să vină încoace ca să-și bată cea joc de el. Hai să fim serioși. Să-l huiduiește și să spună că el e vinovat că au luat aia șase, băieții aia. Într-adevăr, Bonetti, știți unde a greșit? Vă spun unde a greșit. Că a început să facă, să execute ce le spuneau ăștia. Bagă-l pe ăla, bagă-l pe ăla, pentru că eu vă spun eu, nu Bonetti l-a pus pe ăla pe Geafer să joace 4 meciuri, să dea pe lângă minge pe acolo. Înțelegeți? Nu Bonetti trage de Grigore că are interesul să joace. Are interesul să joace cine? Firma de impresariat care îi reprezintă pe băieții ăștia, pe Moldoveanu, de care trage Dinamo de 4 ani și nu reușește să dea un gol, zici că e încălțat invers. Deci hai să fim serioși, deci. Sunt niște tineri care noi tragem de ei ca la 22-23, hai că mai sperăm că mai facem ceva. Și că și jucătorul o să fie până la urmă, în situația în care Hagi îl scoate pe ăla la 15 ani și dă gol. Hai bă, ce dracu, hai să fim serioși acum, noi chiar să nu suntem absurzi. Și ce facem? Îl dăm pe Bonetti afară și spunem că Bonetti e vinovat, de aia s-a făcut dezastru care s-a făcut, că Bonetti a fost răspunzător. Și ce facem după ce pleacă Bonetti? În loc să-l aducem pe Redding, discutăm cu el la mișto ca să-i păcălim puțin pe fani că am discutat, dar Redding nu-i de acord. Fraier, și Redding că nu iese în presă. Deci astea sunt foarte, cum să zic, nu-s de acord cu Redding aici la faza asta. Tăcerea asta nu este ok. Ieși mă în presă și spune adevărul. Bă, Rene, s-a discutat, probabil că se semnează anumite lucruri. Când mergi la o negociere, probabil că ori semna chestii, băi, fii atent, discutăm, tot ce discutăm rămâne aici. Dacă vorbești și nu știu ce, plătești daune de nu știu cât. Probabil că sunt și clauze de astea, pentru că mai mult ca sigur, acolo unde există secretomanie la nivelul ăsta, cum există aici la Dinamo, și se fac scenarii de astea de zici că telenovela aia mari e mică minciună pe lângă ceea ce se întâmplă aici. Sau ce dracu erau telenovelele alea. Se uita toată România cu sufletul la gură să vadă ce face domn Constanță, domn Tersinio, domn Pulinio, să vadă ce fac ăștia. Că vine Tanța, Esperanța și nu știu ce și îl iubește, nu mai iubește, moare, se duce, îl părăsește. Noi așa e și la Dinamo acum, e o telenovelă incredibilă și scenariul se păstrează sub cheie. Și vă spun eu că și așa toate măsurile, probabil că de asta nu poate să vorbească Rednic. Deci îl chem pe Rednic la mișto, chipul la negocieri și v-am spus, fraier, e că a venit. Deci eu vă zic. Dar el a venit pentru noi, pentru Dinamo. A venit pentru Dinamo și a zis, bă, fac o chestie acolo. Ai, poate totuși acum se rezolvă ceva, nu? Și tu îmi spui tu mie că l-ai chemat de principiu să discuți. Adică la mișto l-am chemat ca să vă arăt vouă că am vrut ca să-l aduc pe Rednic, dar el n-a vrut. Înțelegeți? Și îl pun pe Colceag. Îl pun pe Colceag care la echipa a treia, la echipa a doua, în Liga a treia a făcut dezastru ce a făcut pe acolo. Păi tu la echipa a doua când trebuie să faci acolo, nu trebuie să faci mare brânză, nu trebuie să aduci jucători, să faci, să te uiți cum joacă echipa întâi și să joci la același sistem de joc care joacă ei la pe echipa întâi. Sunt niște lucruri care trebuie să le faci, te coordonezi, discuți cu antrenorul de la echipa mare, ești acolo tot timpul în priză cu el, vezi ce jucător vrea să-i folosească și ce vrea să urmărească.
Nu-ți faci echipa după cum vrei tu, cum ți se scoală ție și pui jucătorii cum vrei și nu știu ce. Discuți cu antrenorul de la echipa mare care te coordonează și îi propui anumite lucruri dacă tu vezi că un jucător se pretează mai bine pe un alt post și îi propui să joace un meci așa și să-l vezi, să-l observe. Cam asta trebuie să faci tu ca antrenor, dar Colceagă ăsta, e, nu știu, e, are licență, e nenorocire. Și a văzut că a apărut la revista de la conferința de presă și a văzut ce fel a vorbit el acolo, că nu este, el este un tip care trebuie să umble la moral și trebuie să facă, că n-are ce să facă altceva, dar le-a explicat băieților că nu știu ce. Dom'le, postul ăsta de antrenor s-a transformat într-un post de psiholog, nu știu ce să zic eu. Toți vin să schimbe, să umble la moral. Măi frate, dar tehnico-tactică când mai facem cu jucătorii? Dar cu fundașii central când mai lucrăm la omogenitate? Când mai lucrăm la loviturile de cap? Că ăla nu știe să dea cu capul, bă, băiatule. Ăla are 2 metri fără cap, ăla, Geafer ăla care mi-a umplut unii pagine pe acolo. Bă, Geafer, face Geafer. Băi, băiatule, ăla nu dă cu capul să nu știe ce freza, mă, care părul sau intră părul noi sau știu, să nu cumva să-i sară elasticul ăla. Vă dați seama? Deci ăla nu dă cu capul. Are 1,80 m și ceva, 1,90 m aproape și nu dă cu capul. Dă Florea ăla de 1,70 m, 1,80 m. Dă Florea gol cu capul, bre, în careu acolo, singur. Și ăla se înoată pe-ntre ei, n-are, nu știe. Arătați-mi un duel aerian care a câștigat, arătați-mi un duel care l-a... Ce putem să notăm la el și ce a ieșit în evidență atunci la meciul cu FCSB-ul când ne conduceau ăștia oile și nu știu ce și... S-a uitat el către tribună, a făcut el o deposedare așa în lateral și a dat o minge în aut ca să scape de ea și s-a uitat urât către tribună și i-a impulsionat pe fani să îl susțină, să-i susțină păcălicilor. Voi trebuie să faceți fanii prin intervențiile voastre din teren să vă susțină. Să cereți suportul tribunelor când voi jucați minunat, mă, dar nu că voi jucați ca niște cizme și vreți să-ți urle aia din tribună și ce să vă susțină, unde să vă susțină. În prostiile voastre care le faceți, vă dați cap în cap acolo tu cu Grigore, să te jucați ca la Cascadorii Râsului, ca la Păpușile Mapeți. Și noi vrem să vă aplaudăm, mă? Vă dai aia 6 și mai veniți la tribună, mai ce declarații mai faceți, ce mai vorbiți, ce mai vii la următorul meci? Păi aia spundași, mă? Păi aruncam afară din prima clipă, îi locuiam. Și ăla, Marco Egman, să se facă tușa lui păcălici ăsta cu părul prins în coada. Hai, mă, ce dracu, terminați, mă, eu vă credeam inteligenți, mă, vă credeam buni, mă. Suporterul Dinamo Vist era întotdeauna selectiv și vedea o valoare. Tot timpul recunoștea valoarea, forma sportivă. Nu se poate așa ceva, mă. Adică neamțul ăla stă pe margine acolo și face tușa lui păcălici ăla, Pokémonul ăla. Hai, mă, ce dracu, hai să fim serioși. Ce dracu. Hai că vine Colceag acum să vezi ce face ăsta. O să fie aceeași echipă, mă, vă spun eu. Nu o să fie nicio modificare. Vine Colceag și ce o să facă Colceag? Face echipa tot care vorbe Calioții, că doar de-aia ai pus Colceag. Înțelegeți voi? E altă mărie cu aceeași pălărie sau nu știu cum e vorba aia. Aceeași mărie cu altă pălărie sau ceva de genul. Cam asta este. Da, aceeași mărie cu altă pălărie. Vine Colceag. Colceag și face echipa. Și ce o să vedem? Tot pe Geafer și pe Grigore îi vedem acolo. Dom'le, trebuie să le dăm încredere și pe Eșanu. Și să-l vedem să avem încredere. Dom'le, i-am spus. Trebuia adus un portar care se concureze cu el. Dacă l-ai adus pe Iliev, Plamen Iliev este peste el. El trebuia să apere cu FCSB-ul. Nu știu ce să vă spun acum. Și defensiv acolo sunt mari probleme. Amzar ăla. Băi, joacă Amzar. Face așa Amzar. Nu știu. Nu e mai bunicel decât ăla, decât băiatul ăla cu codiță ăla, de fundașul central de ne mănâncă sănătatea. E mai bunicel ăsta, e puțin haotic așa și asta și mai greșește și el, dar e la vârsta lui, are 18 ani, e o promisiune, într-adevăr, e o promisiune. E incisiv, așa, își face treaba, dar nu poți să-l compari cu Radu, de exemplu. N-ai cum să spui tu că Radu face tușa în detrimentul ăsta. Radu e în lipsa lui Stelu, nu? Iar Nica ar trebui să intre, eu cred că își va reveni, eu cred că își devine acum, nu mai doare mușchiul, gata, a văzut că s-a luat 6 în etapa trecută, eu nu știu, s-ar putea să stea și etapa asta, să stea pătușe, ca să mai vadă cum stă, în ce direcție ia lucrurile. Nu le omoa știu că luăm căruța și s-a preferat să dea lovit, l-a durut piciorul, l-a durut tendonul, l-a durut nu știu ce mușchiul,
Cam asta e treaba și așa e. Și nu poți să-i învinovățești pe ăștia acum. Nu poți să-i învinovățești la ce situație haotică e la Dinamo, n-ai cum. Cam asta e treaba, domnilor, n-avem ce să facem. Ne-am bătut joc de Bonetti, încă o dată, de încă un om ne-am bătut joc. Omul își vrea banii. Prunea a zis că își va recupera banii. Dom'le, nu stau să mă doară inima acum de ce o face Bonetti, ce asta. Dar e vorba de imaginea clubului nostru și imaginea noastră ca suporteri. Noi suntem asimilați ca și conducătorii clubului în acest moment. Noi care luăm deciziile și noi nu suntem întrebați nimic. Înțelegeți? Voi cotizați acolo, sunteți care de tun și sunteți aruncați în față că ăștia s-au retras toți. Ai văzut? Ăla nu e, a ieșit, domnule, de când m-am despărțit de Dinamo, am dat Dinamo, nici nu mai mă interesează, nici mă simt așa de bine. Dar eu acum mă întreb și vă mai întreb încă o dată. Cu cine a negociat, mă, Bonetti când a venit? Cu voi? Cu cine a negociat Bonetti? S-a dat la obor pe grătar acolo și a semnat cu ea acolo? Avea să fim serioși, ce dracu. Dar Mureșan, l-ați adus voi, l-ați chemat la terasa obor acolo și ați chemat toți fanii acolo și ați făcut lobby pentru Mureșan să-l aduceți și nu știu? Nu. Ce dracu. Și acum să vedem o echipă Dinamo care va fi condusă de Colceal. Dom'le, la cum se joacă în verde așa, nu putem să ne gândim decât că nu mai se vrea să, Dinamo nu mai vrea, se vrea să existe, nu? Începem să ne ștergem ca și culori, nu mai vrem să fim roșu, noi o să fim verde, culoarea Unibetului, nu? Pentru că m-au întrebat unii, dom'le, de ce joacă Dinamo în verde? Joacă pentru că sponsorul principal este Unibet, casa de pariuri, care are siglă verde și vor să fie ăștia în verde. Și dacă sponsorul principal este o casă de pariuri, vă dați seama că există și implicații în sfera asta a pariurilor și a rezultatelor ciudățele, nu? Și o să vedem, probabil o surpriză, chiar o mare surpriză astăzi, eu preconizez chestia asta. Întotdeauna Dinamo când a jucat și a avut cotă mică, a bătut. Când a avut cotă mare, a bătut, pardon. Când a fost favorită, a luat bătaie. E, astăzi mă aștept, deci nu mai așteptam cu FCSB-ul, clar, pentru că FCSB-ul avea nevoie de victorie. Ăștia au și nevoie de victorie. Bă, dar sunt botoșani și sunt în deplasare, mă. Sunt la Dinamo. Și totuși Dinamo are acolo câțiva jucători, ca Matei, ca Itu, nu știu ce să zic acolo. Itu mi-a plăcut. N-a rupt gura târgului cu FCSB-ul, a fost și el în nota echipei, dar oricum se vede că e un jucător cu personalitate, un fotbalist care știe ce vrea acolo și a jucat și pe la Cluj acolo cu experiență, cu ala. Deci ai un Itu, ai un Matei, ai un Torje, nu? Ai niște jucători care poți să te bazezi pe ei și atunci nu e chiar așa de ușor. Că ăștia ce dracu fac? Hai să fim serioși. Când joacă, ai văzut, când nu joacă, când s-ar putea chiar băieții să fie puși la curent cu rezultatul partidei și să fie bine, să iasă o cotă de 6-50. O să vedeți lucrul ăsta după această partidă. Nu s-a putut cu FCSB-ul. Eu v-am zis că s-ar putea să apară surprizele, dar surprizele o să vină când o să se poată, pentru că atunci era nevoie de puncte. FCSB-ul nu își permitea să piardă punctele cu noi, le câștiga orice ar fi fost. Și cu doi arbitri, elimina 5 jucători, făceau ei tot ce făceau și câștigau, cum ai văzut că și-au câștigat și aseară. Urla Mutu ca disperatul, bă, nu știu ce. A fost și el lucrat, a văzut. N-ai ce să le faci la ăștia, vin cu arbitrii după ei, n-ai ce să le faci. Mai au și echipă bunicică, că știți cum e, arbitru, da, trebuie să ai și echipă cât de cât ca să poți să duci jocul, să fii acolo, să fii măcar echilibrat cu ăștia. Cam asta e treaba. Cam asta e treaba, fraților, nu știm ce să spunem acum. Noi am vrea să vedem acel Dinamo în alb și roșu, am vrea să vedem acel Dinamo care joacă din adâncul inimii, aș vrea să văd acel Dinamo care nu-și bate joc de jucători și care plătește salariile și jucătorii își doresc să revină la Dinamo oricând și asta. Eu aș vrea să văd Dinamo ăla care câștigă titluri, aș vrea să văd Dinamo ăla care respectat la declarații dinaintea partidei, înainte de temura chiloții la toți și încercăm să luăm cât mai puține, încercăm să obținem un punct, vedem ce facem, dacă reușim. Acum toți vin să ne bată, toți vin să nu știu ce, suntem ca ultima gloabă din Liga 1, din Dinamo Liga. Înțelegeți? Și asta ar trebui să înceteze și asta poate să înceteze doar cu ajutorul vostru, al suporterilor. Gândiți-vă că voi faceți un deserviciu lui Dinamo acum, în momentul de față, și voi ar trebui să fiți uniți cu noi. Dacă noi am fi toți uniți, că mătare ăștia ar fi ei singuri acolo și ar fi aruncați afară de căcația și n-ar mai avea pe cine să mai prostească. Și atunci Dinamo ar avea altă soartă, pentru că noi suporterii am putea să decidem soarta altfel, nu așa cum ați ales voi să vă alegeți un drum de ăsta de a despărți de toți. Ar fi trebuit să veniți să vă uniți cu toți suporterii și atunci uniți cu toți suporterii, să fim o forță și să într-adevăr să facem ceva. Nu să veniți voi și să dați niște bani,
doar pentru a vă lăuda la avatar cu niște cardă și să spuneți că ați salvat Dinamo și nu știu ce, și să fiți dezbinați și să fiți acolo folosiți. Pentru că sunteți prea puțini și sunteți folosiți. Asta este. Închei aici, dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit încă o dată. La dușmanii le urez ce-mi doresc ei mie, să li se îndeplinească lor. Și să nu mă mai mă deranjeze că le dau bloc imediat, mă cac în nasul lor. Numai bine, prieteni, doar Dinamo București este noastră, vă salut!